Minodora, bună seara. Mă întreabă dacă este indicată fizioterapia la spondiloza cervicală. Da, există situații în care fizioterapia este recomandată în cazul spondilozei cervicale. Dar trebuie să ținem cont de situația fiecărui pacient în parte. Și de asta vă spun la fiecare discuție pe care o avem, că este importantă evaluarea de către medicul specialist, ortoped sau neurolog, de stabilirea stadiului afecțiunii respective și de individualizarea tratamentului. Bună seara, Crina! Crina ne spune că a fost la medic și s-a spus că are coloana foarte dreaptă. Crina, este o informație superficială, să spunem așa. Cu siguranță ai un buletin al unei investigații paraclinice, respectiv radiografie, computer tomograf sau RMN. Este important să știm ce înseamnă, ce descrie, ce leziuni sunt descrise pe aceste buletine. O coloană foarte dreaptă poate fi descrisă într-una din afecțiunile care se numește nodul șmol, așa numită coloană în lemn de bambus. Dar nu pot fi sigură că este acest diagnostic, deoarece descrierea ta este extrem de sumară. Dar această coloană dreaptă se întâlnește și în această afecțiune. Iris mă întreabă când este mai bine să facă fizioterapie, iarna sau vara. Conform contractului cu casa de asigurări, fiecare pacient asigurat are voie să facă în două etape recuperarea medicală, deci în decurs de 12 luni. Sunt undeva la 10 sau 12 ședințe pe care le puteți face în contract cu casa de asigurări. Recomandarea mea este să nu faceți niciodată în puseu acut, deci nu atunci când există dureri acute, ci după ce episodul de durere a trecut cu tratamentul medicamentos. Puteți să le faceți în funcție de perioada de concediu sau de perioadele în care fiecare dintre voi le programează recuperarea. Este recomandarea pe care o fac tuturor pacienților mei în momentul în care au diagnosticat o afecțiune la nivelul coloanei vertebrale sau la nivelul articulațiilor mari, a genunchilor, a articulației coxofemurale, să meargă de două ori pe an la aceste recuperări, la aceste ședințe de recuperare medicală. Starea fizică a pacientului va fi mult îmbunătățită, se va menține la un nivel acceptabil pentru pacient, indiferent dacă stadiul de evoluție al bolii este unul, să spunem, grav. Bună, Minodora îmi spune că în urma unei radiografii cervicale și a întregii coloane, medicul i-a spus că are spondiloză cervicală și discopatie cervicală. Da, recomandarea este de tratament antiinflamator în prima fază. Dacă durerile nu trec, tratamentul medicamentos se va schimba. Poate fi asociat cu acupunctură și masaj și recomand acest lucru cu toată responsabilitatea. Urmând care, recuperarea medicală cu kinetoterapie, gimnastică medicală, fizioterapie, să o faceți după ce trece episodul acut de boală. Veronica, nu am văzut întrebarea ta, te rog dacă poți să o reiei. Te rog frumos, da? Cu plăcere, Minodora. Lucian mă întreabă cât de mult ajută celadrin în cazul spondilozei cervicale.
Extrem de puțin. Recomandarea este de tratament medicamentos antiinflamator. Având în vedere că există acele excrescențe datorită degenerării osoase, tratamentul local este cu un antiinflamator local, cu un gel, cu o cremă, este greu de crezut că poate da rezultate rapide. Aștept întrebările voastre în continuare. Veronica, te rog dacă poți să reiei întrebarea ta, pentru că nu am văzut-o. Dorina, bună seara! Dorina ne spune că are probleme cu coloana cervicală, a folosit diferite creme antiinflamator, a trecut o perioadă, dar durerea a revenit. Dragă Dorina, recomandarea mea este ca în perioadele în care durerea lipsește să faci recuperare medicală. Și gimnastica medicală este una dintre cele mai potrivite, pentru că, așa cum am spus, există mișcări care relaxează musculatura și mișcări care întăresc musculatura, astfel încât ulterior durerile cauzate de această afecțiune să apară cât mai târziu. Nu uita că tratamentul antiinflamator oral este cel mai potrivit în etapa acută, în asociere cu acupunctură și masaj medical. Aștept în continuare întrebările voastre. Trebuie să ținem cont foarte mult de poziția în care noi desfășurăm majoritatea activităților. Indiferent dacă suntem persoane tinere, mai puțin tinere, persoana de vârsta a doua sau a treia, cu siguranță putem acorda o mai mare atenție mișcărilor și poziției corpului nostru. De ce spun acest lucru? Pentru că în aceste situații, o simplă mișcare incorrect executată, din grabă, din neatenție, poate duce la dureri serioase ale coloanei vertebrale, mai ales ale coloanei vertebrale cervicale. Dacă durerile ar fi singura manifestare a acestei afecțiuni, hai să zicem că am găsit remediu în tratamentul antiinflamator, care într-o anumită perioadă de timp ne-ar ajuta. Dar să nu uităm că asociat durerii vin și alte simptome la pachet, respectiv limitarea mișcărilor brațelor, limitarea mișcărilor gâtului și a capului, limitarea mișcărilor membrelor inferioare. Și acest lucru ne duce pe fiecare dintre noi în imposibilitatea de a ne desfășura activitatea zilnică corespunzător. Durerile sunt de intensitate mult mai mare, capacitatea noastră de a duce la bun sfârșit niște mișcări pe care în mod normal le considerăm banale este redusă. Ajungem într-un fel sau altul să depindem de membrii ai familiei în anumite situații, lucru de nedorit. Persoana
care vă va învăța cum trebuie să stați corect la birou, la cât timp trebuie să vă ridicați de pe scaun, dacă lucrați, aveți o muncă sedentară, repet, la birou, cum trebuie să vă aplicați, să ridicați sticlele de apă plată, cum trebuie să cărați pepenii din piață. Toate lucrurile astea le veți învăța împreună cu kinetoterapeutul, care nu numai că va încerca să rezolve problema din punct de vedere medical, ci vă va ajuta cu recomandări stricte despre toate aceste manevre și mișcări pe care le puteți face într-un mod corect pentru a nu brusca coloana, pentru a nu cauza dureri și a produce leziuni de care nu avem nevoie. Bună seara, Eugenia! Eugenia mă întreabă dacă pentru coloana cervicală e bună fizioterapia cu ozon. Sunt mai multe procedee pe care le puteți practica. Cu siguranță cel care vă indică tipul de fizioterapie sau de procedură de recuperare este medicul de recuperare și balneofizioterapie. El este cel în măsură, în funcție de diagnosticul pus de medicul neurolog sau ortoped, să vă stabilească procedurile indicate în situația despre care, pe care o are în față. Da, Minodora, cu siguranță durerile uneori sunt tolerabile, alteori nu. Sunt situații în care și durerile sunt atroce, în care sunt greu de controlat. Dar sunt sigură că și amețelile asociate ce pot apărea în anumite situații sunt deranjante. Vertijul poate avea și o altă cauză. Nu uita că medicul neurolog, în momentul în care te prezinți la el, cu siguranță va evalua și acest aspect al vertijului. Bună seara, Mihaela. Mihaela îmi spune că mă întreabă dacă spondiloza cervicală se tratează definitiv sau permanent. Se tratează, aș putea spune, într-o formă nemedicală, permanent. Adică, trebuie să monitorizăm permanent, să tratăm episoadele acute ori de câte ori apar acestea și să ne adresăm medicului de recuperare pentru a face tratament de întreținere de cel puțin 2 ori pe an. Recuperarea, o să vedeți în timp că recuperarea medicală, acest proces care nu este neapărat agreat de mulți pacienți sau căruia pacienții nu dau suficientă importanță, are un impact foarte mare asupra calității vieții pacientului ulterior. Și nu numai în afecțiunea despre care vorbim astăzi, în marea majoritate a afecțiunilor coloanei vertebrale și nu numai, și a afecțiunilor articulațiilor mari. Cu plăcere, Eugenia! Aștept în continuare, dragii mei, întrebările voastre. Nu uitați de concursul nostru, care se desfășoară în perioada 10 iunie, 10 iulie. Regulile noastre de concurs, de participare la acest concurs, sunt 3. Adresați cel puțin o întrebare în timpul emisiunilor live. Dați share live-ului pentru a vă crește șansele de câștig și vizibilitatea acestuia și dați like paginii portalului.
Bună seara, Maria. Maria mă întreabă cât timp se face tratament cu Cavington. Depinde cât stabilește medicul tău. Nu este tratamentul se individualizează. Spun mereu lucrul acesta. De ce îl spun? Pentru că medicina de astăzi are la bază sau are în centrul ei pacientul. Nu are în centrul ei boala. Noi nu trebuie să privim și să tratăm afecțiunea. Noi trebuie să tratăm pacientul. Cu toate afecțiunile pe care acesta le prezintă. Una sau mai multe. Trebuie să tratăm pacientul cu particularitățile lui. Cu particularitățile lui genetice, fiziologice, fiziopatologice. Cu ținând cont de profesia pe care o are, de vârsta pe care o are, de obiceiurile lui alimentare, de activitatea fizică pe care o face. Trebuie să luăm în calcul toate acestea. Respectiv, și în administrarea tratamentului, medicul, în momentul în care face o prescripție, ține cont sau trebuie să țină cont de toate acestea. Și atunci, draga mea Maria, tratamentul cu Cavington este de altfel individualizat în funcție de recomandarea medicului care îl prescrie sau îl recomandă. Bună seara, Vici! Vici spune că aseară a intrat și nu a văzut emisiunea noastră. Mă întreabă dacă o mai ținem și la ce ore. Am avut în săptămâna aceasta niște probleme tehnice. Așa cum ați văzut, am schimbat cadrul în care se desfășoară întâlnirea noastră. Ne străduim să vă aducem o altă ambianță. Încercăm să perfecționăm, dacă se poate spune așa, interacțiunea cu voi, prietenii care stați alături de noi în fiecare zi. Și lucrul ăsta a generat câteva probleme tehnice. Sperăm să le remediem în cel mai scurt timp și să fim alături de voi în fiecare zi, de luni până joi, lunea și miercurea de la orele 18.30, 19.30, iar marțea și joia de la orele 20.30, 21.30. Cu plăcere, Maria! Ilisica, bună seara, mă întreabă dacă Proenzia Arthrostop Rapid este un produs bun. Da, îl puteți folosi ca supliment alimentar. Este un produs pe care îl aveți fără recomandarea medicului, la îndemână. Nu uitați că nu poate să facă minuni, că leziunile la nivelul articulațiilor sunt datorate vârstei, a uzurii, a deshidratării structurilor intraarticulare, a leziunilor produse ca o consecință a acestei deshidratări. Trebuie să țineți cont de toate lucrurile acestea și să nu uitați că în episodul acut, în care durerile sunt nu supărătoare, uneori deranjante până la de nesuportat, nu va face față acest produs. El merge administrat ca supliment alimentar în afecțiunile acestea, poate ajuta alături de terapiile stabilite pentru stadiul afecțiunii dumneavoastră.
Bună seara, Măriuța. Măriuța are 25 de ani. A fost diagnosticată cu spondiloză cervicală. Acum un an a făcut două computer tomograf, unde i s-a spus că nu are nimic la cap. Deci nu are nicio afecțiune la nivelul, bănuiesc, la nivelul cutiei craniene. Problema este, deci pacienta este foarte amețită, dureri de cap nu, sunt mult mai rare, însă amețeala este extrem de supărătoare. Probele de sânge au ieșit bine, deși pentru vertij ia betahistină de 24 de mg, vertijul nu o lasă, iar coxia de 60, are probleme și la nivelul urechii interne, o simte una dintre urechi, într-una dintre urechi are senzația de înfundare, face fizioterapie. Dragă Măriuța, eu ți-aș propune, adică eu dacă aș fi în măsură, aș schimba betahistina de 24 de mg, betaserp pe care l-ai în tratament acum, cu arlevert, pe perioada de 3 săptămâni, 3-4 săptămâni. Arlevertul se dă tot în sindromul vertiginos, dar pe perioada mai scurtă de timp, în episod acut. Aș încerca să văd cum simptomatologia evoluează sub arlevert. Dacă durerile au scăzut ca intensitate, continuă fizioterapia și mergi și la un consultorele. Nu știu dacă între timp ai fost la un consultorele. Spondiloza cervicală trebuie să descrie anumite leziuni din punct de vedere imagistic și ar fi important de știut care sunt aceste leziuni la nivelul coloanei vertebrale cervicale. Elena mă întreabă ce recomand pentru dureri în perioadele acute. Arcopsia de 60 de mg, de 90 de mg, în funcție de simptomatologia fiecărui pacient și de problemele lui digestive asociate, în măsura în care există, sau renale. Celebrex este iarăși un antiinflamator eficient în situația asta, dar nu numai acesta. Asociate sau nu cu algocalmin în anumite situații. Pacientul trebuie consultat de medic. Roxana mă întreabă cum ne afectează această boală în timp dacă nu o tratăm. Simptomatologia se agravează, durerile devin din ce în ce mai supărătoare, nu vor ceda la antiinflamator ușor, va fi nevoie de tratament cu cortizon, inclusiv cu infiltrații cu cortizon, pentru a scăpa de durere. Leziunile produse la nivelul articulațiilor coloanei vertebrale sau altor articulații vor duce la evoluția procesului degenerescent, deci evoluția afecțiunii va fi spre distrugerea articulației respective. Dacă nu vom lua toate măsurile și nu vom recurge la toate tratamentele ce pot ajuta în situația respectivă, nu vom obține rezultate. Afecțiunea oricum își urmează cursul, rolul nostru și obiectivul nostru e de a face tot ce putem pentru a încetini și pentru a putea prelungi viața pacientului nostru cu o calitate cât mai bună pentru el, respectiv să poată avea grijă de el, să poată face activitățile de bază singur, fără probleme, să poată avea, eu știu, hobby-uri și activități care să-i facă plăcere, dar care să nu-i pună
probleme de sănătate atât de serioase, încât să ajungă la impotență funcțională. Impotența funcțională este imposibilitatea de a funcționa corespunzător. Spondiloza nu dă și stări de leșin, dă stare de amețeală, transpirații, dureri de cap în mod special. Antiinflamatoare, nesteroide, Elena, sunt cele mai indicate pentru durerile cervicale. Mai avem câteva întrebări la care vreau să răspund. Da, Daniela, durerile de spate nu se pot remedia. Deci durerea nu va fi luată de procedurile recomandate de fizioterapie. Durerea va fi îndepărtată sau va fi, eu știu, rezolvată cu ajutorul tratamentului medicamentos, iar ulterior va fi ținută la distanță, să spunem, nu vor apărea pusee acute datorită fizioterapiei. Fizioterapie corect urmărită și efectuată cu supraveghere cel puțin de 2 ori pe an. Da, Gabriela, spune că pentru spondiloză cervicală face proceduri cu laser, diadinamice, ultrasunete și mă întreabă dacă vor ajuta aceste proceduri cu siguranță. Nu uitați de acupunctură și masaj. Masajul este medical, este o procedură care ajută în situația aceasta foarte mult. Bună seara, Cristina. Cristina mă întreabă dacă în criză luăm doar antiinflamator sau putem însoți de complexul de B-uri. Face o paranteză și întreabă dacă durerile de picioare sunt tot de la coloană, glez de genunchi. Precizează care și nucleoplastie la L4-L5. Dragă Cristina, există situație în care luăm doar tratament antiinflamator, există situații în care luăm și asociere de complex de vitamine B. Așa cum mulți dintre noi știm, complexurile de vitamină B ajută în afecțiunile nervilor. Și atunci este indicat în anumite situații să luăm această asociere. Nu vreau să fac recomandarea completă, să zicem, ci fac recomandările de principiu de tratament, tocmai pentru că tratamentul, terapia trebuie individualizată. Durerile de, la nivelul membrelor inferioare pot apărea de la coloană, dar nu neapărat la nivelul articulațiilor mari, genunchi și glezne. Pot apărea pe traiect nervos de la nivelul coloanei vertebrale. Localizat la genunchi și glezne, pur și simplu izolat, nu vin din afectarea ale coloanei. Pot trece, repet, pe traiect nervos de la nivelul coloanei vertebrale lombare. Bună seara, Amalia. Amalia îmi spune că are dureri de spate, are o scolioză, hernie de disc și mă întreabă dacă poate duce o sarcină până la capăt. Cu siguranță poți să duci o sarcină până la capăt, cu grijă, având, ținând cont foarte mult de kilogramele pe care le iei în greutate, făcând o gimnastică cu o persoană pregătită în acest sens, da? Nu știu dacă este indicată o naștere naturală. După părerea mea, nu aș recomanda-o, da? Ci o naștere pe cale cezariană, dar cu siguranță poți duce o sarcină până la capăt. Bună seara, Dorin! Dorin îmi spune că are dureri de picioare, ce poate lua? Nu știu care este cauza acestor dureri și unde sunt localizate ele. Te rog frumos, Dorin, dă-mi mai multe detalii. Un analgezic
așa superficial ar fi răspunsul, dar nu asta este ceea ce ne dorim, un răspuns de dragul unui răspuns, ci trebuie, tu ai nevoie de un răspuns care să cuprindă și cauza durerilor tale. Deci te rog mult, încearcă să-mi detaliezi ce fel de durere ai, unde sunt localizate, cu ce sunt asociate, când apar, da? Bună seara, Nana! Nana mă întreabă ce recomand pentru menopauză, are 50 de ani. De câteva luni acuză dureri de coloană și de membre, durerile parcă urcă. O să reiau întrebarea ta, stai două secunde. Da, deci nu mai pot să văd întrebarea ta, Nana. Te rog mult, pune, rescrie-o, da? Te rog mult, ca să pot, întrebările vin foarte repede și nu apuc să răspund la toate. Te rog mult, Nana, repetă întrebarea, da? Ramona îmi spune că i s-a recoltat probă din măduva spinării pentru niște analize, avea trombocite scăzute și mi-am durere de spate câteodată, să fi dăunat cumva. Nu, dar există o zonă sensibilă acolo unde ți s-au recoltat proba. Da? Va trece în timp, cu siguranță. Bună seara, Flori! De un an și jumătate soțul ei a suferit o intervenție de hernie de disc și după operație îl doare foarte tare pe sub burtă, a făcut și tomograf, analize și tot îl doare și nu știe ce cauză poate fi. Probabil încă există o compresie nervoasă care merge pe un filet nervos în acea zonă. Cu siguranță un RMN la nivelul operației, da, poate să lămurească mai mult și medicul neurochirurg poate să-ți dea lămuririle în amănunt, da, dacă îi face un RMN la locul operației. Bună seara, Lucica! Lucica ne spune că are o durere în spate dreapta, aproape de omoplat, dar când stă mult în picioare, lucrând în bucătărie, amorțeală în degete. Dacă doarme pe partea stângă, mi-amorțesc degetele de la mâna dreaptă și invers. Pot să stau doar pe spate, vă mulțumesc frumos! Cu siguranță există o hernie de disc la nivelul coloanei vertebrale cervicale. Investighează acest lucru, da? De aceea apar durerile la nivelul și parestezile la nivelul membrelor superioare. Da? Bună seara, Ramona! Ramona îmi spune că de 10 zile are o durere de spate în zona lombară, foarte puternică la ridicare în picioare și la plecare, cu iradiere uneori pe piciorul stâng. Dacă se apleacă, nu se mai poate îndrepta decât foarte ușor. Am luat diclofenac, supozitoare, nospa și doreta. Durerea a mai scăzut, dar nu a dispăzut. Ba chiar se menține, în special dimineața. Ce-mi recomandați? Încearcă să dormi pe o suprafață foarte tare, plană, tare, cât mai dură, cu o pernă care să-ți așeze coloana în mod rectiliniu. Această durere nu va ceda ușor. După ce puseul inflamator trece, se mai poate asocia și Celebrex sau Arcoxia, tratamentului pe care tu l-ai. După aceasta, deci după ce trece puseul acut, poți să faci kinetoterapie. Este de recomandat să faci kinetoterapie. Da? Bună seara, Răzvan! Răzvan îmi spune că a fost operat de hernie de disc, dar durerile de spate persistă încă. Ce poate să facă? Un alt consult la neurochirurg. La același? Sau părerea mea că poți să ceri o a doua opinie altui neurochirurg? Da? O nouă evaluare cu examen imagistic RMN în regiunea respectivă, da? Și a doua opinie de la un medic specialist neurochirurg. Asta este părerea mea. Bună seara, Mihaela! Mihaela mă întreabă dacă operația de hernie umbilicală făcută acum 2 ani poate da dureri de mijloc mai mereu. Nu. Cred că are o legătură. Da? Decât dacă poziția este... a rămas viciată și este aplecat în față. Dacă mersul persoanei respective este ușor aplecat, ușor sau mai mult aplecat în față, da?
Bună seara, Cristina. Cristina îmi spune că a avut o cezariană și de atunci are o durere de spate. Cu siguranță, nu știu în urmă cu cât timp a fost această sarcină. Nu este legată neapărat de cezariană. Este important de știut ce anestezie ți s-a făcut la cezariană, dar cu siguranță, datorită greutății care a apăsat pe coloană, s-a putut produce un traumatism. Da? Este de investigat. Bună seara! Virginia îmi spune că are o durere cervicală ce trece ca un fulger prin cap și se lasă pe umăr din jumătate în jumătate de oră. Ce poate fi? Poate să fie, eu știu, expresia clinică unei afecțiuni la nivelul coloanei cervicale, vertebrale cervicale. De aceea, cel mai important este investigarea regiunii respective. Da? Bună seara, Ionuț. Ionuț îmi spune că are o amețeală de 5 luni și mă întreabă de la ce poate fi și cardiologic nu are nimic. Poate, amețeala poate să fie un sindrom vertiginos. Este important un consult la neurolog și un consult la orelist. Cu siguranță mai și alte simptome asociate acestei, acestei amețeli, așa cum o numești, nu? O numești tu, este noi specialiști, un numim vertij, da? Poate să fie un sindrom vertiginos. Pentru asta există un tratament cu două medicamente de bază, da? Care, cu care se jonglează în funcție de situația pacientului. Ramona mă întreabă de ce îmi doare pe tatăl spatele după 5 ani de la operația de coloană, deși mi s-a zis că a reușit. Da, operația poate să reușească, dar pot apărea leziuni de aceeași natură sau de altă natură la altă, la alt corp vertebral sau la, alt, la altă structură discală. Deci trebuie din nou investigat, inclusiv regiunea operată și întreaga zonă care produce dureri. Da? Pentru că pot apărea la alt nivel alte leziuni. Da? Bună seara, Dumitru! Îmi spune că are dureri de spate și a încercat să doarmă fără pernă, astfel încât să dorm drept. Aș putea să fac și altceva în acest sens? Da, poți să iei un antiinflamator, după care să faci gimnastică medicală. Da? Ia un antialgic și un antiinflamator nesteroidian de tipul Arcoxia, da, sau pentru primele 10-14 zile, după care să iei pe termen mai lung Vimovo. Dar nu uita să mergi la kinetoterapie, este sfântă gimnastica medicală. Bună seara, Ionuț! Mă întreabă dacă acupunctura ar ajuta în stabilizarea articulației genunchiului după luxația rotulei piciorului stâng repetată de 3 ori. Dragă Ionuț, eu am o experiență personală cu acupunctura, dacă pot să spun așa, dar nu pe partea asta de traumatism, pe, altă, pe alte diagnostice. Există specialiști în acupunctură în România, mai buni și mai puțin buni. Trebuie să te duci să discuți cu unul care face lucrul ăsta de foarte mult timp și care are pregătire făcută în țara mamă, ca să zicem așa, în China. Sunt puțini cei care fac lucrul ăsta la un nivel foarte înalt. Știu că există rezultate foarte bune ale acupuncturii în foarte multe diagnostice. Nu știu să-ți răspund pe partea de traumatologie. Nu știu. Știu rezultate în gastrită foarte bune, știu rezultate în obezitate foarte bune, știu rezultate în dureri reumatismale foarte bune, dar pe partea asta de traumatologie nu pot să-ți dau un răspuns. Eu, există un doctor în vârstă
pe care îl cunosc de foarte mulți ani, îl cheamă doctorul Bărbulescu. Nu știu dacă mai profesează. Avea undeva la 70 de ani, acum vreo 5 ani, da, dacă nu mai bine. Este un profesionist de marcă în domeniul acupuncturii. Caută-l și dacă îl găsești, măcar o întrebare merită să-i o pui. Da? Acupunctura și ozonoterapia ajută în tratarea durerilor de spate? Da, poate ajuta. Ozonoterapia mai puțin. Ozonoterapia, după părerea mea, duce doar la o, eu știu, oxigenare mai bună a țesuturilor. Dar acupunctura cu siguranță da. Bună seara, Mihaela. Nicolae mă întreabă. Încă o dată, te rog, Mihaela, repunem întrebarea. Dacă mi s-a... Flori, îmi spune că a născut natural, a făcut epidurală și de atunci am rămas cu durere la coloană. Ce-mi recomandați? Haideți să vedem dacă există o leziune la nivelul acelei zone în care s-a făcut epidurala și ar fi bine să mergi la o examinare RMN pentru a vedea dacă există cu adevărat o zonă acolo. Tratamentul de bază antiinflamator, dar este necesar de investigat și de văzut zona respectivă. Da? Eu nu se spune că nu a găsit un specialist bun. Te rog, caută un specialist în direcția asta. Da? Îl ai pe domnul doctor Bărbulescu. O să, dacă îmi lași datele tale de contact, o să încerc să-ți dau un număr de telefon al dânsului pentru a încerca să-l contactez, dar spun, nu am mai vorbit cu dânsul de foarte mulți ani. Nu știu dacă mai profesează. Da? Bună seara, Elena. Elena îmi spune că de câteva luni are palpitații în fiecare zi. Cu virusul ăsta nu am putut ajunge la medic. Ce aș putea lua? Îmi spune că și alăptează. Deci, cu siguranță este un atac de panică, după părerea mea. În momentul ăsta nu pot să iei nimic având în vedere că alăptezi. Da. Deci, după ce termine alăptatul, recomandarea este un consult psihiatric sau psihologic online cu recomandare a unui tratament medicamentos, dar în momentul acesta în care alăptezi, nu. Ori dacă palpitațiile și senzațiile pe care tu le ai sunt atât de supărătoare încât, punând în balanță oprirea alăptatului și controlul, autocontrolul pe care tu poți să-l ai, nu înclină în... deci este, înclină mai mult către, eu știu, starea de rău, atunci oprește alăptarea și te adresezi medicului psihiatru. Da? Dacă nu... și autocontrolul încă își face efectul asupra stărilor tale, mergi până la terminarea perioadei de 6 luni de alăptare, da? Și abordezi un medic psihiatru pentru a face o consultație online, da? Bună seara, Dorina! Dorina mă întreabă ce... aș recomanda pentru sciatică, cu cât mai puține efecte adverse. Știți cum este? Asta cu cât mai puține efecte adverse este o abordare ideală. Și faptul că respirăm are efecte adverse, dacă mă întrebați pe mine. Pentru sciatică există niște mișcări speciale de decompresia nervului sciatic. Duceți-vă la un medic kinetoterapeut sau un medic de recuperare, un kinetoterapeut sau un medic de recuperare pentru un consult și acesta, cu siguranță, vă va recomanda mișcările sub supravegherea unui kinetoterapeut în așa fel încât să produceți decompresia în măsura în care se poate, decompresia nervului sciatic. Știu că durerile sunt îngrozitoare.
Bună seara, Roxana. Mă întreabă ce cantitate de carce ar trebui să ia o femeie la 59 de ani și cum influențează acest aporturile de spate. Bun. Deci, aportul de calciu îl putem evalua măsurând paraclinic nivelul seric de calciu și al ionilor de calciu. Da. Este necesară în această situație o investigație DEXA, da? Măsurarea densității mineralelor soase. Este necesară măsurarea nivelului de vitamină D3 în sânge, în așa fel încât să putem avea tabloul complet și de a acționa la nivelul la care prezentăm o deficiență, pacientul prezintă o deficiență. Pot apărea durerile de spate pur și simplu ca un fapt secundar al fracturilor prin tasare datorită osteoporozei. Dar acest lucru nu îl putem clama fără să avem dovezi imagistice. Bună seara, aș vrea să știu dacă sindromul picioarelor neliniștite are legătură cu coloana și ce tratament aș putea. Gina, sindromul picioarelor neliniștite apare în mai multe tipuri de afecțiuni. Este un sindrom complex. Vis-a-vis de informațiile pe care tu mi le dai, nu pot formula un răspuns și îți spun de ce. Sindromul picioarelor neliniștite apare și în anumite carențe și în anumite tulburări psihice. Am nevoie de mult mai multe informații. Ai nevoie de investigații specifice de la neurolog, de la psihiatru. Ai nevoie de determinări sangvine, în așa fel încât diagnosticul să fie pus corect. Și în momentul în care acest diagnostic este pus corect, atunci și tratamentul este unul care te va ajuta. Nu are legătură în principiu cu coloana vertebrală. Sindromul picioarelor neliniștite trebuie să aibă stabilită etiologia și atunci tratamentul este cel care va duce măcar la ameliorarea simptomatologiei. Da? Deci cere un diagnostic etiologic al acestui sindrom al picioarelor neliniștite. Care este etiologia? Da? Bună seara, Cristina. Cristina spune că de câteva zile are o durere în partea dreaptă, stomac, care radiază în partea din spate, dar radiază din partea stângă sau din partea dreaptă. Se mută pe partea stângă și se duce în picior. Sunt un rinichi sau altceva. N-am găsit un specialist bun. Ce să iau, având în vedere că nu prea ne mai consultă nimeni și toți fug de noi. Nu fugim de dumneavoastră. Sunt condiții speciale în care muncim astăzi și sunt condiții speciale pe care trebuie să le respectăm. O ecografie abdominală ar fi primul pas oportun. Căutați în ambulatorul de specialitate un medic care să poată face această investigație. Dacă nu o găsiți cu recomandare de la medicul specialist sau de la medicul de familie, puteți să o faceți și cu plată. În această perioadă, din câte știu eu, clinicile Sanador au contract cu casa de asigurări cu partea de imagistică. Încercați să faceți programarea acolo. Bună seara, Mari! Am dureri în partea dreaptă, imediat sub coastă. La ecograf mi s-a spus că nu am probleme cu fierea, ar putea fi colonul. Da, ar putea fi colonul. Dar eu știu, depinde când au apărut, durerile și când a fost făcută ecografia. Dacă durerile persistă și ecografia a fost făcută acum 6 luni, s-ar putea să fie apărut modificări și la nivelul colonului. Deci ar putea fi necesar să refaci această ecografie. Bună seara, Ionela! Ionela îmi spune că
are dureri gastrice și îmi spunea că îi făcea bine ranitidina, dar nu mai este în farmacie. Ce i-aș recomanda? Încearcă Nexium. Da? Nexium de 20 de mg de două ori pe zi sau 40 de mg o singură dată. Da? Bună seara, Monica. Monica mă întreabă ce înseamnă protruzie discală L4-L5 cu amprenta pe sacul dural. Există remedii pentru durere de spate cu radiație în picior? Cu iradiere, bănesc. La asta te-ai referit. Înseamnă că discul de la nivelul coloanei vertebrale, de la nivelul vertebrelor L4-L5, deci discul dintre cele două vertebre la nivel lumbar, a protruzat, respectiv a alunecat din spațiul în care el stă normal, din diverse motive, face compresie la nivelul sacului dural, unde dă torsalgie, da? Produce aceste dureri cu iradiere sau fără. Asta înseamnă protruzie discală, ieșirea discului dintre cele două vertebre din locul în care el stă fiziologic. Aceste protruzii au mai multe etiologii. Una dintre ele inclusiv traumatică, ridicarea unei greutăți într-un mod nepotrivit, mișcări nepotrivite, tonicitate scăzută a musculaturii spatelui, respectiv paravertebrale, de boli degenerative la nivelul coloanei vertebrale. Sunt multe cauze. Trebuie diagnosticul corect pus. Da, aceasta este descrierea leziunii, da, și nivelului leziunii, dar după părerea mea este nevoie de mai mult. Da? Medicul dumneavoastră să continue eu știu, procesul de diagnosticare și tratare. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și sper să ne vedem sănătoși mâine seară la orele 20:30 pe Portal Med. O seară liniștită vă doresc!